Bine v-am găsit, dragii mei, la un alt clip, consider eu extraordinar de interesant, în care am să vă arăt, în cazul în care doriți să veniți în Spania, cum puteți proceda cel mai bine pentru a vă găsi de muncă, pentru că ăsta este cel mai mare impediment pentru majoritatea oamenilor, nu vor, vine aici, nu vor se mute în țara asta pentru că nu au de muncă, nu știu cum să-și găsească de muncă, după cum știți, se mai moare și de foame, Însă pe mine mă ajută chestia asta, că așa, am reușit să fac și eu în sfârșit pătrățele și ce să vă mai spun, am să vă arăt două uh, opțiuni, două variante uh, cum să vă găsiți de muncă și o să începem cu cea mai importantă și cel mai ușor de folosit iar eu consider că chestia asta este foarte foarte bună, pentru că tu indiferent de orașul în care te vei duce, tu îți poți găsi acolo de muncă. Spre exemplu, ai nu știu ce neamuri, pe, nu știu ce oraș pe aici, prin, prin Spania, și tu te duci exact în zona aia. Ei bine, ce găsești de muncă pe acolo. Așa că hai să începem. Cel mai folosit site pentru uh, căutare de locuri de muncă, dragi prieteni din Spania, este infojobs.net. Deci, primul lucru care îl faceți când doriți să vă cautați de muncă și asta cel mai bine o faceți înainte să veniți în Spania ca să vă dați seama și cum stă treaba intrați pe acest site www.infojobs.net vă faceți un cont după care vă puneți pe căutare deci cel mai simplu în primul rând ca să vezi ce este de muncă într-o anumită locație în care dorești tu să te duci înainte să începi să filtrezi cu anumite cuvinte cheie, pentru că, na, acum nu știu fiecare ce profesie și ce job și ce capacitate are, pur și simplu dai direct buscar, adică cauți Toată Spania, toată Spania. După ce ai făcut acest lucru, în secunda asta pe infojobs.net, care este una dintre, dacă nu, cea mai mare, cel mai mare portal de locuri de muncă în Spania, sunt 53.621 de locuri de muncă. Și acum, să spunem că vreți să veniți în zona asta, de, din Valencia, unde sunt și eu. După cum puteți vedea, aveți aici provincia, deci județul provincia. Mostrar todas și atunci vedeți toate județele din Spania și să spunem că doriți să mergeți aici în uh, Valencia, care este oricum cotată uh, top 10 cele mai bune locuri să trăiești și să te muți în, din lume. Sunt 2891 de locuri de muncă, te duci la Valencia. Acum îți arată absolut toate locurile de muncă care se află în Valencia. Ei bine, dar tu nu vrei să cauți în toată Valencia de muncă, tu vrei să te uiți doar într-un anumit orășel unde, unde stă familia ta și să spunem, mergeți la Poblacion și să spunem că locuiesc în orașul Sagunto. Sagunto, 68 de locuri de muncă. Și odată ce ai ajuns aici, în acest oraș tu pur și simplu te uiți și vezi ce locuri de muncă sunt. Poți vedea direct dacă este contractul indefinit, adică pe perioadă nedeterminată de timp, hornada completă, dacă este full time job-ul și anumite joburi, dar nu toate, dau direct și exact Salariu care îl, îl vei obține aici. Voi trebuie să calculați, așa undeva la 20% sunt taxele. Dacă e un job unde se câștigă mai puțin, o să fie chiar mai puțin, undeva la 15%. Deci, spre exemplu, aici, tu dacă ai luat 2000 de euro brut, dacă scazi 20%, înseamnă că tu câștigi net undeva la 1600 de euro. Asta doar ca să vă faceți voi o o idee, un mic calcul cam câți bani se pot câștiga net, adică în mână. Și -ar acum, în funcție de ce știți voi să faceți, vă uitați pe aici ce poziții sunt. Sunt multe poziții care nu necesită absolut niciun, niciun studiu, poziții de început, poziții care, sunt, care nu necesită neapărat facultate de auxiliar, auxiliar, deci astea sunt poziții unde cu siguranță Puteți găsi, aveți o ușă mai, mai deschisă decât la alte poziții. În cazul în care nu aveți absolut niciun studiu, mereu există, să spun, poziții de operatoriu, deci operatoriu, operator la mașini, lucrător în, în fabrică, trebuie pur și simplu să repartidor, deci șofer, conductor și scrie aici carnece, comercial sunt agenți de de vânzări, Administrativo. administrativo este un fel de o persoană, un Sachbearbeiter, cum e în Germania, o persoană care se ocupă de hârțogăreli, de hârtii, de uh, ajutor, secretară, să spun așa, în direcția aia. Administrativo iar, o poziție foarte, foarte ușor de, de intrat într-o firmă, în cazul în care nu aveți experiență sau nu aveți uh, studii, puteți face practica, de asemenea becaria. Mai este cuvântul cheie, uite, macro. Macro e în Albux, macro este metro, metro cel din România. De asemenea, puteți merge prin, prin firme de recrutare, cum este Adeco, mai există Michael Page, Hayes. Sunt multe firme care au contacte foarte bune, în special la joburile de birou, la joburile mai mari, pentru că ei lucrează doar pe comisiuni. Însă, uite, cartilerio, logistico, deci cartilerio, dacă mă șele ceva care mergi cu stivuitorul, dar nu știu exact dacă asta înseamnă. Și așa mai departe. Puteți căuta joburi ori unde vreți voi. Cine știe limba engleză, germană, italiană, orice altă limbă, spuneți aici, știți limba germană, con, aleman, de exemplu, dai ok. Și atunci poți vedea că în Valencia sunt 44 de joburi unde trebuie să știi limba germană, și uite, așa ți-ai făcut o ușiță la o anumită firmă și poți începe munca aici. Munci de stil call center sunt destul de multe, pentru început sunt destul de ok, poți începe de asemenea. Munci la, la depozite și la fabrici, iarăși sunt foarte multe trebuie doar să intrați în uh, diferite orașe și să căutați uh, pozițiile care sunt libere în acel oraș și cu siguranță o să găsiți ceva. Al doilea site foarte bun aici în Spania care se folosește și în special pentru pozițiile care sunt la birouri este LinkedIn, linkedin.com. Vă că majoritatea dintre voi știți care lucrează pe, pe la birouri. Uh, Aici mergeți frumos la jobs și puteți spune direct titlu, compania sau abilități și orașul. Cum am spus, puteți căuta, de exemplu, în, în Valencia. Dacă scrii doar Valencia, atunci o să vezi doar toate pozițiile care sunt. După cum puteți vedea, 9114 poziții în Valencia. Deci, dacă nu mă înșel, sunt mult mai multe decât la la InfoJobs, deși InfoJobs este mai spaniolesc, să spun așa, special pentru muncile care nu stă așa de birou, se, folosesc, se folosește mai degrabă Info, InfoJobs. Și scrieți aici jobul, locația, câți kilometri să fie de unde te poziționezi tu sau mă rog de ce ți-ai ales tu, dacă să fie remote, să stai de acasă și te, de asemenea cum am spus și la Infojobs, scrii con aleman sau con ingles, con francez, dacă știi limba respectivă. <coughs> și uite, în, în, Valencia aici avem 9 joburi. Uite, key account, sales manager, con aleman. Pozițiile astea de key account normal sunt, se, se câștigă foarte mulți bani la ele. uite, back office, con aleman, back office, faci tot felul de, de munci la birou, hrățogăreală, logistica, ești angajat în, în, departamentul logistic, uite, controller, finanțiero, con aleman, faci controlling, uite, salariu 35 până la 38.000 de euro pe an. Asta înseamnă că câștigi peste 3.000 de euro bruto, ceea ce înseamnă că e undeva pe la 2400-2500 de euro în mână, care nu s răi absolut deloc, dragi prieteni, pentru, pentru Spania trăiești foarte, foarte bine cu acei bani. Și cam asta este toată tehnica care eu vă pot arăta, așa am folosit și eu mereu când mi-am căutat de muncă, când mi-am schimbat munca și cu siguranță și voi o să găsiți asta ar mai rămâne ultima chestie care o puteți face, să mergeți frumos pe grupurile de români, din românii din Valencia, români din Spania, românii din stiu eu unde, din Madrid, căutați pe acolo, dar după cum știți sunt și foarte multe țepe și dacă tot vorbim de țepe ar trebui să vă uitați și pe la videourile astea care mai apar pe aici pe sus, în linkul ăsta al meu, să știți ce țepe se mai dau și cum vă puteți feri de ele. Dragi prieteni, vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vizionare. Și ne vedem pe data viitoare cu alte videouri interesante. La revedere.